Dani, am 25 de ani și acum 8 luni aveam 150 de kg. Viața mea nu era foarte grozavă, deci era foarte sedentară, nu se întâmpla foarte multe chestii, mișcarea aproape că lipsa totală. Acum, na, după 8 luni, viața s-a schimbat radical, deci s-a schimbat complet, e altă viață. Acum, oricum, toată chestia asta a fost așa o schimbare foarte ușoară, după părerea mea, pentru că înainte nu mă interesa chestia asta cu slăbit, să mănânc sănătos, nutriție, chestii de genul, nu mă interesa deloc. Tatăl meu a avut un prieten foarte bun și el a venit la mine într-o zi, bă, ți-am făcut o programare la o nutriționistă foarte bună, la care merge și nepotul meu, vezi, poate nu te duci, că o să pățești rău. În fine, am venit, la început mi s-a părut așa oarecare o chestie așa, o păcăleală așa să zic, nu prea credeam foarte tare, hai să încerc totuși o lună de zile, ce poți să întâmple? Mai rău de atâta nu poți să fie, adică ce poți să întâmple? Și evident că după o lună au apărut niște rezultate senzaționale, care evident că nu am, deci pur și simplu n-am mai putut să mă opresc din chestia asta. Acum e ceva ca o dependență așa, să mă schimb în continuare, nu mai pot să mă opresc, nu mai ești mulțumit cu progres puțin deja, acum trebuie să văd schimbări majore în viața mea, nu mai pot să mă mulțumesc cu puțin. Deci, în primul rând, din prima secundă când ne-am cunoscut, mi-a explicat clar chestiile care nu-i de acord cu toate pastilele și chestiile. Deci, a fost foarte clară în privința asta că tot o să fie natural și cel mai mult ce o să primesc o să fie maxim niște suplimente de alcalinizare și chestii de genul natural și care nu afectează niciun fel sănătate. Din contră, te ajută să te simți mai bine. Apropiați, da, o să fie o chestie așa, ceva de genul, vedem, mie mi se pare o scamatorie, mie mi se pare o chestie de genul, da, eu am zis, hai să încerc totuși ce pot să fie rău. Și după prima lună, toată lumea, wow, nu te mai recunosc, gata, uai, ce schimbare, cât ai slăbit, ești incredibil. După 2-3 luni, deja, rezultatele au fost și mai uimitoare. După 8 luni, deja nici colegii de la lucru și nici măcar familia nu mă recunoaște. Se uită din spate la mine și zice, cine e băiatul ăsta, că nu-l mai recunosc. Deci, efectiv, mă uit pe stradă la tine și nu te recunosc. Deci, ești altă persoană. Cea mai puternică motivația mea a fost lipsa asta de suport și încredere. Că toată lumea zicea, nu poți să te schimbi sau nu, că eu nu cred că cineva poate să se schimbe. Sau... Și chestia asta așa m-a făcut să le dovedesc contrariu, să vreau să le arăt că se poate să te schimbi. Dacă vrei cu adevărat ceva, poți. Atâta timp cât crezi că poți să faci chestia asta, nu poți să te oprească nimic. Dacă tu vrei cu adevărat să... Dacă nu vrei să faci cu adevărat schimbarea, să nu o să întâmpli niciodată. Și până nu schimbi părerea de sine, treaba asta n-are cum se întâmple. Trebuie să schimbi mentalitatea și să vrei chestia asta. Atâta timp cât vrei, asta e cea mai importantă chestie care să te ajută. Evident. Dacă vrei, poți. Cred că în 8 luni de zile, acum nu e o chestie exactă și plus că sunt mai mulți factori, dar în principiu așa brut, la pur și simplu din evaluare, cam 56-57 de kilograme. Deci e o chestie care o recomand din toată inima la toată lumea care nu numai neapărat vrea să slăbească, deci care pur și simplu vrea să îți schimbe viața în bine. Evident, te ajută. Te ajută în per total la sănătate, să fii sănătos, să schimbi viața, să fii altfel, să fii cum ar trebui să fii, să fii un om normal, că de fapt asta e. Îți convins cu oricine poate să facă treaba ta, atât timp cât își dorește să facă treaba. Oricine vrea să facă schimbarea, poate. Doar trebuie să vrea cu adevărat. Asta e toată. Singura condiție, să vrei cu adevărat.